Dragi oameni ai lui Dumnezeu, este bine să fim aici în prezența lui Dumnezeu, să ne închinăm și să ne bucurăm că avem un Dumnezeu care ne poartă povara, ne șterge lacrimile, ține la noi și ne iubește. În această seară vă invit să citim din Cartea Domnului, din Evanghelie, cuvintele care au ieșit într-o zi din gura lui Dumnezeu, autorul Bibliei, și care au fost reafirmate de scriitorii Bibliei și în seara aceasta de noi. O să citesc din Romani, capitolul 8, câteva versete, și pe marginea lor o să spunem gânduri care ne sunt de folos. Romani, capitolul 8, începem cu versetul 1. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, e supus morții, din pricina păcatului. Dar Duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în voi. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, este o mare bucurie pentru mine, pentru Carmen, soția mea, pentru lideri și pentru corul de tineri și orchestră să avem oportunitatea să vă vizităm, să ne închinăm Domnului împreună cu dumneavoastră. Vrem să vă salutăm în numele Domnului Iisus pe toți, cu bucurie, cu respect și să vă aducem salutări din partea frăției Bisericii Betania. Vrem să mulțumim fratelui Crinișor, pastorului bisericii și celorlalți păstori pentru că ne-au permis să vă vizităm, să ne adresăm dumneavoastră și să avem o experiență minunată împreună cu Domnul. Permiteți-mi să spun două, trei vorbe despre frații și surorile care mă însoțesc, să vi-l prezint pe liderul departamentului de tineri în persoana fratelui Ștefan Losneanu, el este cu soția lui Melania, ridicați-vă pentru câteva clipe, mulțumesc. Tocmai l-ați cunoscut pe fratele Dan Muncaciu, el este un om special pentru noi, a adus o notă de excelență muzicii în biserica noastră și ne bucurăm foarte mult de el. El este alături de soția lui Anca, și pe ei salutăm. Unde este Anca? Anca? Ești acolo. Fii binecuvântată. Mă uitam în direcția opusă. De asemenea, am cunoscut-o pe Laura. Ea dirigează corul de tineri. Ea este cu soțul ei, Dan. Și ne bucurăm pentru că în formula aceasta, în formația aceasta, Domnul ne-a pus pe inimă să vă vizităm și în seara aceasta să avem părtășie, iar mâine să vizităm alte două biserici.
Am socotit că acești tineri care se pregătesc mult în biserică să cânte laudele Domnului vor avea o experiență plăcută să viziteze alte biserici. Ei sunt la vremea la care se gândesc la căsătorie și e bine să mărească... E bine să mărească lista opțiunilor lor. Ei sunt copiii noștri, mulți dintre noi am venit aici pentru ei, pentru viitorul lor, noi ținem la ei, sunt tot ceea ce avem pe pământul acesta, pe care într-o zi îl vom lăsa și vom merge la Domnul Iisus. De aceea, în seara aceasta, spuneam că suntem bucuroși să ne închinăm împreună Domnului. Având oportunitatea să vă spun câte ceva din carte, m-am gândit să încep să vă spun că cea mai mare problemă a unui om care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus este să-L cunoască pe Domnul Iisus și să fie mântuit. Aceasta este cea mai mare problemă a lui, să-L cunoască pe Domnul Iisus, să creadă, să se pocăiască și să fie mântuit. Însă cea mai mare problemă a unui om care îl cunoaște pe Domnul Iisus și e mântuit este să-L cunoască mai bine pe Domnul Iisus și să se maturizeze. Oamenii care nu sunt mântuiți vor merge în iad. Însă oamenii care vin la biserică și se mântuiesc au în față perspectiva maturizării. Foarte mulți dintre ei nu se maturizează. Ei îmbătrânesc în biserică, dar nu se maturizează. Maturizarea spirituală nu înseamnă îmbătrânirea. După cum, un copil care are handicap fizic poate să aibă 20-30 de ani, dar nu poate să meargă. Unii dintre ei nu pot vorbi, nu pot gândi și pur și simplu sunt o mare povară pentru părinții lor. Am întâlnit copii care au 5, 10, 15, 20 de ani și nu merg la școală. Nu știu cât fac 1 plus 1, nu se vor căsători niciodată. Și sigur că inima părinților lor este frântă. Când mama lor i-a purtat în pântece, a visat cum va arăta copilul ei când va fi mare. L-a văzut de mână cu soția lui sau cu soțul ei și a imaginat cum vor arăta nepoții, ce fericită va fi familia lor. Și când s-a născut și-a dat seama că e un copil cu handicap care niciodată nu va fi un om întreg. Așa se întâmplă în lucrurile spirituale. Sunt oameni care se mântuiesc crezând în Iisus și pocăindu-se de păcat. Vin în biserica lui Dumnezeu și au viață prin nașterea din nou, dar ei nu se maturizează niciodată. Ei nu pot face nimic singuri, nu-și pot asuma responsabilități. Sunt niște persoane peste care timpul trece, dar nu se maturizează. Cea mai mare problemă pentru oamenii din lume este pocăința. Cea mai mare problemă pentru oamenii din biserică este maturizarea. Aș vrea să spun câteva cuvinte, stimații mei, în seara aceasta, vis-a-vis de gândul acesta pe care am încercat să-l introduc. Și o să încep de la din grădina Edenului, să spun că Dumnezeu atunci când l-a creat pe om, când l-a făcut pe om, omul a fost sfânt, asemenea lui Dumnezeu. Nu vreau să comentez în ce fel a fost sfânt ca Dumnezeu. Vreau doar să spun că sfințenia aceasta, în primul rând, a fost una spirituală, asemănarea aceasta a fost una spirituală și una morală. Noi știm că Dumnezeu nu are un corp, corpul nostru nu seamănă cu al lui Dumnezeu. Ei bine, omul a fost sfânt și condus de Dumnezeu și Biblia ne spune să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Însă, omul prin păcat a produs adversitate între el și Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a întrebat când a venit în grădină, nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Relația cu Dumnezeu, ca de altfel cu oricare altă persoană, este condiționată. Nu-i condiționată relația noastră cu soția? Ba da. Nu-i condiționată relația cu șeful de la lucru? Ba da. Orice relație din lumea aceasta e condiționată. Nimeni nu-ți permite să stai cu el într-o relație în care să-ți bagi joc. Fiecare persoană are așteptări și când ele sunt neîmplinite, el reacționează. Când reacția nu este sesizată și nu există corectare, atunci apare conflictul.
Ce zice soția când întotdeauna așteptările ei sunt înșelate? Tace odată, rabdă de două, dar la un moment dat face o ceartă, un conflict. Pentru că trebuie să-și ceară drepturile, trebuie să-și apere interesele, trebuie să spună că nu asta este o atitudine și o relație bună. La fel s-a întâmplat cu Dumnezeu. Omul a fost infidel față de Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a avertizat pe om că dacă va fi infidel, atunci relația se va strica. Dumnezeu nu e coruptibil ca să se facă că nu l-a văzut pe om, ci pur și simplu Dumnezeu a remarcat păcatul omului și după cum i-a promis, a apărut moartea, mai întâi una spirituală, apoi una fizică și urmează cea veșnică. Ce am vrut să spun este că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, eu cred că l-a făcut, nu l-a creat, pentru că a face înseamnă a face ceva din nimic, a crea înseamnă a lua ceva din ce există și a-l modela. Important este că după ce omul a fost făcut de Dumnezeu, după chipul și asemănarea sa, adică sfânt, a apărut păcatul și prin păcat omul a pierdut prietenia cu Dumnezeu și într-o oarecare măsură asemănarea cu Dumnezeu. Și graficul acesta de la facere prin păcat la cădere vorbește despre falimentul omului. Cer iertare că vocea mea, sunt răcit, sunt răgușit, de vreo 5 zile sunt foarte bolnav. Și probabil că e supărător să mă ascultați că nu vorbesc bine. Dumnezeu l-a izgonit pe om din grădina Edenului pentru că altfel Dumnezeu nu ar mai fi putut fi sfânt dacă ar fi permis păcatului din Adam să rămână în prezența sa. Dumnezeu a avut de ales să rămână Dumnezeu sfânt în absența păcatului sau din dragoste pentru Adam să-l protejeze pe acesta și să nu se țină de cuvânt cu privire la angajamentul pe care l-a spus. Omul a devenit păcătos și de atunci până astăzi, în existența omului a apărut o nouă instanță care nu a fost făcută de Dumnezeu la facere și care pur și simplu a apărut în momentul păcătuirii și instanța aceasta se numește fire pământească. Și de atunci și până astăzi omul trăiește în firea pământească. Firea pământească este carnea, firea pământească este temperamentul. Firea pământească este o instanță care subordonează, care îl conduce pe om. Nu ați auzit oameni care spun aș vrea să mă las de țigări, dar nu pot? Nu ați întâlnit oameni care spun nu am vrut să fac asta, dar pur și simplu nu am reușit să mă opresc? Omul nu face ce vrea. Omul este rob. Omul este robit și uneori este robit de el însuși, adică de firea lui pământească. Nimeni nu-l poate elibera pe om de firea pământească decât numai Iisus Hristos, decât numai Duhul lui Dumnezeu, decât numai Evanghelia lui Dumnezeu. Atunci când soțul sau soția sunt infidel față de tovarășul de viață, pur și simplu e datorită unei presiuni hormonale și datorită unei circumstanțe, dar după aceea regretă. Însă la ce folos? Pentru că infidelitatea este greu de iertat. Așa se întâmplă între om și Dumnezeu. De cele mai multe ori omul nu vrea să păcătuiască, ci pur și simplu păcătuiește pentru că nu e stăpân pe sine, ci firea pământească este o instanță deasupra lui care întunecă rațiunea, care pune presiune pe el, pe instinctele lui primare și îl împinge să ia decizii pe care mai târziu le regretă. El cu mintea nu vrea să facă lucrurile astea, dar omul de cele mai multe ori e condus de instincte primare, nu de mintea lui, de judecata lui. Noi toți știm că nu-i voie să minți, dar uneori mințim. Noi călcăm peste propriile noastre principii. Pentru că omul trăiește într-o instanță, într-o dimensiune în care nu este în stare să facă ceea ce știe că e corect să facă. Biblia ne spune că atunci când omul a păcătuit, a apărut și amenda pentru păcat. Când omul trece pe roșu la intersecție, apare și amenda pentru trecerea pe culoarea interzisă. Care este amenda? N-am trecut niciodată pe roșu, n-am primit niciodată amendă, nu știu. Dar mă gândesc că 50, 75, 100 de dolari sau mai mult, probabil că în California mai mult. Important este că atunci când omul face o infracțiune, este normal să fie pedepsit. Dumneavoastră credeți că legea este nedreaptă, că îi pedepsește pe șoferii care trec pe roșu? Știți cât de mulți oameni au murit trecând pe verde
pentru că cineva a trecut pe roșu și s-au lovit și uneori chiar cel nevinovat a murit? Credeți că poliția este de vină că îl pedepsește pe cel care a trecut pe roșu? Nu, este normal să-l pedepsească. Dacă polițiștii au dreptul să-și facă meseria, Dumnezeu nu are dreptul să-i pedepsească pe cei care trec pe roșu la intersecția vieții, păcătuind? Dacă plata pentru trecerea pe roșu este câteva sute de dolari, plata pentru păcat este moartea. Moartea spirituală, moartea fizică și moartea veșnică. Plata păcatului este moartea, spune Pavel în epistola pe care a scris-o către romani. Aceasta este amenda pe care trebuie să o plătim. Nu putem scăpa de ea, indiferent de religia noastră. Când cineva trece pe roșu, nu mai are importanță dacă e ateu, musulman sau creștin. Poate să fie și pastor. Aceeași amendă e pentru toți, pentru că ei sunt văzuți ca indivizi, nu ca religie sau nereligie. Când omul păcătuiește înaintea lui Dumnezeu, nu mai are importanță dacă e bărbat sau femeie, dacă e tânăr sau bătrân, dacă are o religie sau nu are. Păcatul are aceeași amendă, iar amenda e moartea. Omul trebuie să moară pentru păcatul lui și Dumnezeu nu-i rău pentru că îl condamnă pe om să moară. Polițistul nu-i rău pentru că îi dă amendă șoferului care trece pe culoarea interzisă. Este normal în lumea aceasta să existe o autoritate care protejează dreptatea și adevărul. Altfel, lumea noastră ar fi insuportabilă. Atunci când vorbim de lucrurile acestea, trebuie să reafirmăm faptul că omul a fost sfânt și condus de Dumnezeu. Dar prin păcat, omul a devenit păcătos și condus de firea pământească. Observați ce a făcut păcatul în existența umană. Primul lucru pe care l-a făcut este faptul că din sfânt, omul a devenit nesfânt, adică păcătos. Aceasta are legătură cu poziția lui. Iar din condus de Dumnezeu a ajuns să fie condus de firea pământească. Aceasta are legătură cu identitatea lui. Aceasta este toată povestea istoriei spirituale spusă în două vorbe și un cuvânt. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să afirmăm faptul că după ce omul a căzut, Dumnezeu a organizat un plan de restaurare. Chiar dacă tatăl pedepsește pe copil, nu-l omoară. Și niciodată noi nu aruncăm apa murdară împreună cu copilul pe care l-am spălat în apa aceea. Chiar dacă îl pedepsim pe copil pentru ceva ce a făcut rău, după aceea noi intrăm într-o relație normală de părinte-copil cu copilul nostru. E bine, când Dumnezeu l-a pedepsit pe om pentru păcatul lui, l-a pus să-și plătească amenda, l-a alungat din prezența sa, l-a deportat din Eden, Dumnezeu a alcătuit un plan de mântuire. Și acest plan de mântuire a fost realizat în cele trei persoane ale divinității. Dumnezeu Tatăl a organizat planul. El a fost arhitectul, l-a proiectat. Dumnezeu Fiul l-a realizat. Iar Dumnezeu Duhul Sfânt l-a aplicat. Scriptura spune, când va veni Duhul Sfânt, mulțumesc frumos, Scriptura spune, când va veni Duhul Sfânt, El va convinge. Vorbind despre lucrurile acestea, trebuie să spunem că dacă prin păcat omul a căzut în păcat, dacă prin păcat omul a căzut din relația cu Dumnezeu, prin credință, omul are posibilitatea să se ridice din această cădere și să revină la nivelul inițial la care Dumnezeu l-a creat. Omul a căzut prin păcat, dar se ridică prin mântuire. Mântuire înseamnă ce a făcut Dumnezeu și omul primește darul lui Dumnezeu care este mântuirea. Scriptura ne spune, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Aceasta este prima promisiune mesianică care se face în Scriptură în Genesa 3:15. Ei bine, prin credință și prin pocăință, omul ajunge să-și însușească mântuirea lui Dumnezeu și să devină justificat de Iisus Hristos. Termenul justificat e unul teologic. Justificare sau îndreptățire înseamnă că Iisus ne-a scuzat pe noi în fața Tatălui, dar nu ne-a scuzat în sensul că l-a convins pe Tatăl că noi nu suntem vinovați, ci pur și simplu El ne-a plătit amenda și a spus, Tată, ce trebuie să facă omul pentru ca să scape de păcat, să moară? Eu mor în locul omului. Și Hristos a venit pe pământ ca să moară, n-a fost un accident. El special a venit pe pământ să moară și după ce a murit, în moartea Lui, am murit noi și când noi mergem la Tatăl în numele Lui, Tatăl nu mai vede păcatul în noi, pentru că
Pentru păcatul acesta a murit Iisus. Tichetul de amendă a fost plătit de Iisus în locul nostru și noi acum suntem justificați în fața autorității. Nu mai avem de plătit nicio amendă. E adevărat că nu noi am plătit-o, dar s-a plătit în locul nostru. Asta a făcut Iisus, ne-a justificat, ne-a scuzat, ne-a îndreptățit în fața lui Dumnezeu. Nimeni n-ar fi putut să facă asta. Era o amendă pe care oamenii nu o puteau plăti, dar El a putut să o plătească. El s-a făcut om în condiția noastră, în ciuda faptului că a fost Dumnezeu 100% și om 100%. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât Dumnezeu a dat pentru ca să ne poată avea pe noi. A dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine, dar absolut oricine crede în El, să nu mai piară, să nu mai plătească amenda, să nu mai fie într-o stare de adversitate cu Dumnezeu, ci dimpotrivă să primească ceea ce a pierdut prin Adam, adică viața veșnică. Noi nu mai avem viață veșnică, trăim o viață scurtă și plină de necazuri, de probleme, ne îmbolnăvim, ne îmbătrânim și apoi murim. Dar Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Este adevărat că moartea fizică rămâne, dar dincolo de moartea fizică, sufletul omului continuă să trăiască și într-o existență eternă împreună cu Domnul Iisus, la învierea celor morți, va trăi veșnic, întotdeauna. Aceasta este promisiunea Bibliei. Ei bine, dragii mei, atunci când vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să spunem următoarele. Când un om este mântuit, ca mine și ca dumneata, i se poate întâmpla următorul lucru. Ce înseamnă justificarea aceasta de care vorbeam? Gândiți-vă la următoarele lucruri. Justificarea aceasta anulează pedeapsa păcatului. Pedeapsa aceea care trebuia să vină peste noi datorită păcatului, datorită trecerii pe roșu, iar pedeapsa era amenda, pur și simplu a fost anulată prin Hristos care s-a dus la ofis și a plătit-o. Uite ce zice Biblia, plata păcatului e moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu e viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, noi nu suntem neprihăniți. Noi doar suntem văzuți ca și cum am fi neprihăniți. Noi suntem socotiți neprihăniți, evaluați ca neprihăniți, socotiți ca neprihăniți, dar noi, de fapt, nu suntem neprihăniți, suntem doar de drept. Teoretic suntem neprihăniți, faptic. Noi nu suntem neprihăniți. Dumneata astăzi ai păcătuit. Poate cu mintea, poate cu ochii, poate cu inima, poate cu relațiile. Poate că ai făcut un păcat de omitere sau de comitere. Păcatul de comitere înseamnă să faci ce nu-i voie, să treci pe roșu. Păcatul de omitere înseamnă să nu faci ce ești obligat, să rămâi la verde, în mijlocul intersecției. Care om nu păcătuiește? Oamenii născuți din nou, uneori, cad deodată într-o greșeală, mai grav, alteori păcătuiesc, dar nu trăiesc în păcat. Ei păcătuiesc, dar se ridică mărturisind și părăsind păcatul. Omul din lume trăiește în păcat. În fiecare zi trăiește în păcat. Omul credincios, deși alunecă în păcat, el se reabilitează și se ridică, evitând experiența aceea. Dacă a observat că țigările pentru el sunt o slăbiciune, atunci se ține departe de această dimensiune. Dacă a observat că pornografia e o slăbiciune și cum ajunge în zona computerului nu se poate opri, atunci el trebuie să înțeleagă că are o problemă în interiorul lui și el trebuie să gestioneze situația aceasta. Dacă e nevoie să scrie cu mâna dacă computerul duce unde nu trebuie. Și sunt milioane de ocazii în care omul poate păcătui și fiecare dintre noi suntem mai slabi la unele dintre ele. Ei bine, atunci când vorbim despre faptul că a anulat pedeapsa păcatului Hristos, nu numai că a anulat pedeapsa păcatului, lucrul acesta s-a întâmplat, este adevărat, dar ceea ce se întâmplă este faptul că în momentul în care noi devenim mântuiți, această mântuire trebuie să ne conducă pe noi la sfințire. Un om mântuit trebuie să fie un om sfânt. Sfânt prin faptul că i s-a iertat trecutul, trecut pe care l-a iertat sângele lui Iisus. Asta înseamnă îndreptățire. Și sfânt prin acțiunile lui, că oamenii, cei mai mulți oameni din biserică sunt sfinți prin sfințenia oferită în dar de Hristos, dar în mod faptic, în prezent, ei nu sunt sfinți cu faptele. E foarte greu să facem diferența între aceste două părți ale sfințeniei. O să încerc să spun câteva cuvinte. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun că
justificarea lui Hristos, îndreptățirea lui Hristos, anulează pedeapsa păcatului. Tichetul nu mai trebuie să-l plătești. Dar șansa de a trece pe roșu și astăzi, să știi că îți rămâne. Chiar dacă Hristos ți-a plătit tichetul ieri și pedeapsa, amenda pentru păcat nu mai există, astăzi poți trece din nou pe roșu și poți plăti un nou tichet. Faptul că Iisus ți-a plătit tichetul de ieri nu ți-a dreptul să treci din nou pe roșu astăzi repetând trecerea pe roșu. Îți rămâne dreptul de a trece pe roșu. Și dacă nu ești atent și nu înveți din trecerea de ieri pe roșu, vei trece din astăzi pe roșu. Și tot tichetul pe care ți l-a plătit Hristos ieri nu mai are niciun rost, că din nou ai ajuns de acolo de unde El te-a scos. Marea problemă a oamenilor mântuiți este următoarea. Ei îl primesc pe Iisus Hristos și El le iartă păcatele. Dar păcatele pe care le iartă Hristos sunt cele de când s-au născut până în prezent. Însă dacă nu mor la noapte ca tâlharul și mâine te trezești din nou la viață și ai obiceiul să fumezi, mâine vei fi din nou tentat să fumezi. Dacă ai obiceiul să te uiți la pornografie, mâine vei fi tentat să te uiți acolo. Dacă ai obiceiul să minți, mâine vei fi tentat să minți. Dacă ai obiceiul să ți înjuri soția sau să o lovești fizic, mâine vei face lucrul ăsta din nou. Și Hristos te-a iertat până în seara asta, dar ce folos că mâine din nou primești un tichet. Ce faci cu tichetul de mâine? Marea problemă a oamenilor care vin la biserică nu-i trecutul lor, că au ridicat o mână și au spus: vrei să te pocăiești? Da. Te botezi? Da. Crezi în Iisus? Da. Te pocăiești? Da. Și până în momentul când a spus da, El ierta de totul, păcatul adamic și păcatele înfăptuite. Orice păcat este iertat. Dar El nu moare în noaptea aceea ca tâlharul. Aproape că ar fi mai bine să întâmple asta. Și dacă mâine se trezește din nou, El din nou stă în fața semaforului și când e roșu trebuie să stop și când e verde trebuie să plece. Dar știi că e greu să pleci când e verde? O să-ți citesc ceva din Evanghelie. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit de diavolul și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Ce spune Dumnezeu? Dumnezeu spune următorul lucru: blestemaților, plecați de la mine. De ce? Pentru că nu ați făcut binele. Nu spune pentru că ați făcut răul. Nu-i vorba de trecerea pe roșu acolo, nici măcar o dată. Nici măcar o dată. E vorba de faptul că au rămas la verde. Zice: mă așteptam să-mi da să mănânc și nu mi-ați dat. Ați uitat, ați omis. Mă așteptam să-mi da să beau, că mi-era sete, și nu mi-ați dat. Ați omis, ați întârziat, ați neglijat, ați fost indiferenți. Mă așteptam să mă vizitați în pușcărie sau în spital și n-ați făcut lucrul acesta. Nu-i vorba de păcate de comitere, adică faci răul, ci e vorba de păcate de omitere, nu faci binele. Nu-i vorba că ai trecut pe roșu, nici vorbă. Nu se poate un om născut din nou să treacă pe roșu. E vorba că n-ai plecat la verde. Care-i talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Păi sunt o grămadă dintre noi care n-au niciun talent. Stau la verde în mijlocul intersecției. Ei nu știu, nu pot, nu au. Biblia spune: și fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului spre folosul altora. Unul predică, unul cântă, unul strânge colecta, unul face curățenie, unul montează amplificarea, unul reglează sunetul. Unul face secretariatul, unul casieria, unul și așa mai departe. Dumneata, ce faci? De ce stai în mijlocul intersecției? Oamenii cărora Hristos le-a spus: du-te de la mine, blestematule, n-au făcut niciun rău prin comitere, ci au făcut rău prin omitere. Nu vrei să cânți? Nu. Nu vrei să predici? Nu. Nu vrei să strângi coleta? Nu. Nu vrei să faci curățenie în adunare? Nu. De ce? Nu mă simt, cine știe de ce, din 1000 de motive, nu face nimic. Și pentru oamenii aceștia Hristos spune următorul lucru: dar Evanghelia e în mâna dumneavoastră, plecați de la mine, blestemaților. Unde? În foc.
Și nu-i vorba de păcat de comitere. Marea problemă a pocăiților nu-s păcatele de comitere. Să nu-mi spuneți că aici se curvește, se fumează și se bea alcool. Nu! Oamenii din adunare nu trec pe roșu. Astea sunt pur și simplu accidente odată la 10 ani. Când cineva se întâmplă în adunare să fie exclus pentru curvie sau pentru altceva. Păcatele pocăiților sunt omiterile. Și Hristos spune blestemaților, plecați de la mine. Îți spune ceva mesajul acesta în mod personal? Asta spune Evanghelia lui Dumnezeu. Noi nu vom fi judecați după predicile predicatorilor, nici după doctrina penticostală și nici după teologia bisericii de unde venim noi din România. Noi vom fi judecați după mesajul acestei cărți. Cartea aceasta din care eu citesc la amvon e cartea pe care dumneata acum o ții pe genunchi. Citește în ea și dacă ai o altă interpretare, accept că eu am greșit, urmează-o pe aia. E ușor să scăpăm de păcatele trecutului. Doamne, iartă-mă, mă pocăiesc. Dacă cineva, copilașilor, vă scriu ca să nu păcătuiți. Asta e regula. Dar dacă cineva a păcătuit, asta e excepția. Capitolul 1 din Ioan, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, dacă voi vă faceți partea, Dumnezeu e credincios și drept ca să vă ierte. Și a doua parte a versetului 7, sângele lui Iisus Hristos vă curățește. Vă curățește. De orice păcat. Am încheiat în limba română, orice păcat înseamnă orice păcat. Și până în seara aceasta noi am scăpat de orice păcat, păcatul adamic și toate păcatele pe care le-am făcut. Dar mâine când ne trezim, ce facem? Îndreptățirea lui Hristos nu este pentru viitor, este doar pentru trecut. Pentru că nu-ți poți mărturisi păcatele pe care ai de gând să le faci, ci îți mărturisești doar păcatele pe care le-ai făcut. Dacă cineva a căzut deodată, e la timpul trecut. Însă marea problemă este că mâine când te trezești, cu ochii, cu mintea, cu inima, cu gura, cu relațiile, cu fapta, cu vorba, din nou ai posibilitatea să treci pe roșu sau să rămâi la verde. Și din nou apare un păcat și din nou relația cu Dumnezeu este ruptă. Sunt foarte multe conștiințe în biserică, adică duhurile oamenilor, care pur și simplu nu mai sunt deranjați de propriul păcat în care trăiesc efectiv, pentru că conștiința lor e adormită. Nu se mai simt vinovați. În niciun fel. Ba dimpotrivă, se îndreptățesc. Și dacă îi spui ceva, dar ce tu nu o vezi pe nevastă, ta vii la mine să-mi spui. De parcă dacă și nevastă mi-a face același lucru ca el, el e mai puțin vinovat. Pentru că și nevastă mi-a face ce face el. Sau am dat un exemplu așa fără rost. Pot să spun orice altceva. Zice, pe ăla nu-l vezi, numai pe mine mă vezi. De parcă dacă și ăla face ce a făcut el, ceea ce a făcut el e mai scuzabil. Știți de câte ori oameni ca mine și ca dumneata au fost amendați pentru viteză peste limita admisă și omul acela când a fost oprit de poliție a spus, domnule polițist, păi au fost 5 mașini în grupul ăla cu mine, de ce m-ai oprit doar pe mine? Cu ceilalți ce faci? Și polițistul l-a întrebat următorul lucru, accepți că ai depășit viteza? Da, atunci plătești amenda, pe tine nu te interesează de alții. Te pedepsezi numai pentru cât ai depășit o amenda, nu cât au depășit-o ceilalți. Să anulezi pedeapsa păcatului, trebuie să te pocăiești și Hristos te iartă. Dar să elimini puterea păcatului în prezent, asta este o chestiune de disciplină și de maturizare. Cine nu se maturizează, poate veni de 10, 20, 30 de ani la biserică, dar este mediocru, este superficial și nici nu are nu-și disciplinează și nu-și organizează viața ca să-și poată rezolva și corecta viața personală în multele aspecte în care este falimentar. Dacă e vorba de bârfă, spune, e, ce să-i faci, așa sunt eu, mai repede de gură. Păi pentru păcatul repede de gură, ca pentru orice alt păcat din lume, trebuie să te pocăiești. Asta trebuie să faci. Simplu, trebuie să te pocăiești. Trebuie să înțelegi că e un păcat ca oricare altul și pentru păcatul acesta mergi în iad. Pentru câte păcate mergi în iad? Pentru câte păcate a fost scos Adam din grădină? Pentru unul. Pentru câte păcate a fost omorât Acan? Pentru unul. Pentru câte păcate a plătit David? Pentru unul. Pentru câte păcate a cântat cocoșul în vremea lui Petru? Pentru unul. Pentru câte păcate a fost omorâtă familia Anania și Safira? Pentru unul. Noi cine ne credem de trebuie să ni se permită să păcătuim o viață și să nu ni se întâmple nimic? Oamenii ai lui Dumnezeu. Pur și simplu am dezvoltat o evanghelie populară care ne permite să facem ce vrem. Că Dumnezeu ne iartă. Dacă noi uităm păcatul, înseamnă că l-a uitat și Dumnezeu. Vă dau un exemplu banal.
Imaginați-vă-l pe fratele X și imaginați-vă că astăzi e cina Domnului. Și el nu se împărtășește astăzi că e vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dar știți ce face luna viitoare? Se împărtășește. Păi eu sunt confuz. Eu vreau să-l întreb. Frate, cum ai scăpat, cum ai scăpat de luna asta de păcatul de care luna trecută n-ai putut să scapi? Am o întrebare! Păcatul care te-a oprit luna trecută, Dom'le, cum ai scăpat de el? L-ai pilit și ți-a avut nevoie de 30 de zile? Nu înțeleg. Dumneata, dacă l-ai uitat, crezi că l-a uitat și Dumnezeu? Noi ne autopedepsim și ne autoflagelăm că nu luăm cina o lună și luna viitoare o luăm fără probleme? Dar ce ai făcut cu păcatul din mai, în timp ce martie, aprilie, în aprilie nu te-ai putut împărtăși? Ce ai făcut? Dacă tot există o soluție în mai, de ce nu o folosești? De ce aștept să treacă o lună? Unde scrie în Biblie să nu ne împărtășim? Nicăieri nu scrie. Știți ce scrie în Biblie? În Biblie scrie așa: fiecare să se cerceteze și așa să se împărtășească, nu așa să aștepte o lună. Oamenii ai lui Dumnezeu, scopul meu nu e să vă răstorn teologia. Vreau numai să vă spun că o grămadă de lucruri sunt lăutărești după ureche, nu din Scriptură. Și Dumnezeu după cartea aceasta ne va băga în împărăție sau ne va opri să intrăm în împărăție. Cea mai mare problemă a pocăiților nu-i pocăința, ci este imaturitatea. Fac o clasă sau două și atât. Eu nu vorbesc acum de clase de la liceu sau de la facultate, ci eu vorbesc de înțelegerea voii lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, uitați ce zice Evanghelia. Odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robii lui Dumnezeu având ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Puteți să vă uitați un pic la versetul acesta? Care-i rodul mântuirii? Uitați-vă în verset, ca e Biblie, ce scrie mai jos la unul, e scris de mine, dar versetul e scris de Dumnezeu. Odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea. Rodul mântuirii e sfințirea. Oameni buni, când veți întâlni un om mântuit care nu-i sfânt, ascultați-mă, nu-i mântuit. E spălat, dar e murdar. Păi, nu înțeleg, de ce te-ai mai spălat dacă spălându-te nu te curățești? Te-ai spălat, da, dar ești tot murdar. Păi așa m-am spălat eu, dar am rămas tot murdar. Păi nu te mai spăla altă dată. Nu mai consuma apa și săpunul degeaba. Dacă înainte de spălat ești murdar și după ce te-ai spălat tot murdar ești. Păi scopul cu care se spală un om este să-și schimbe starea din murdar în curat. Nu poți să fii mântuit, dar nesfânt. Oamenii mântuiți sunt sfinți. Care e sfârșitul mântuirii? Iar ca sfârșit, viața veșnică. Sfârșitul mântuirii este viața veșnică. Acum o să vă spun următorul lucru. Uitați-vă dacă am făcut o socoteală corectă. Nici eu nu mă pricep la matematică. Sunt prieten cu Dan. Niciodată nu mi-a plăcut matematica. Nici n-am înțeles cum cineva înțelege matematica. Avem la biserică liderul la școala duminicală, e o femeie, profesoară de matematică. I-am spus de vreo 10 ori că eu nu-mi imaginez că femeile pot ajunge profesoare de matematică, pentru că mi se pare că matematica, în primul rând, e o chestie foarte logică, unde bărbații excelează, și în al doilea rând, pentru că nici ei nu pot înțelege bine. Noi ne e foarte greu să înțelegem experiențe pe care nu le avem. Noi nu putem ieși din propria noastră experiență. Dar oricum, matematica e un lucru complicat și greu. Cine o înțelege este un om fericit. Uitați-vă aici ce zice Pavel. Mântuire plus sfințenie egal viață veșnică. Încercați să vedeți dacă e compatibil cu ce a spus el. Cu alte cuvinte, dacă un om se mântuiește prin faptul că a fost iertat de păcatele lui și se sfințește în sensul că ajunge cu viața lui personală la un nivel de abstinență a păcatului, nu numai faptul că a spus da, mă pocăiesc, dar el continuă, își permite tot felul de lucruri, când de comitere, când de omitere, și spune, da, eu sunt botezat. Păi dacă botezul nu te-a adus la sfințenie, de ce te-ai mai botezat? Mântuirea trebuie să te conducă la sfințire. Acum o să vă pun o întrebare, mântuire fără sfințenie ce este? Că mântuire plus sfințenie e viață veșnică, dar mântuire fără sfințenie ce este? Semnul întrebării. Absența sfințeniei descalifică mântuirea și riscă pierderea vieții veșnice. Mântuirea nu e un scop în sine, ci este doar un mod de a ne conduce la sfințenie.
Pentru că foarte mulți oameni se pretind mântuiți, dar nu sunt sfinți. Singura dovadă autentică a mântuirii este sfințenia. Câți oameni nu se botează ca să se căsătorească? Ei știu că nu te poți căsători cu cineva din biserică decât dacă te botezi în apă. Și poți să-l convingi că nu e mântuit? Nu poți să-l convingi, dar uită-te la viața lui. Atunci când vorbim despre facere în sfințenie, despre cădere în păcat, despre restaurare în mântuire prin credință și pocăință, trebuie să spunem că există posibilitatea în viața noastră umană de oameni credincioși, prin neveghiere, să alunecăm sau să cădem. Oricare dintre noi avem oportunitatea astăzi și mâine, dacă mai suntem în viață, din neveghiere. Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus în contextul escatologic al Evangheliei de Matei? El spune următorul lucru: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. Asta spune el. Vegheați. E, din neveghiere poți cădea. Poți cădea. După ce ai fost mântuit, oameni din biserică, și poți ajunge căldicel. Sunt în biserici astăzi oameni căldicei? Probabil. N-am eu de unde să știu. Probabil. Ce se întâmplă cu oamenii căldicei? Pentru ei pedeapsa păcatului e anulată, că Iisus anulează pedeapsa păcatului prin moartea sa, dar ei nu elimină puterea păcatului. Pedeapsa păcatului, care e moartea, a fost luată de Iisus și El a murit în locul nostru. Dar puterea păcatului nu mai poartă Iisus. Eu trebuie să o resping. Eu trebuie să o resping. Că dacă puterea păcatului mă conduce, aia este, de fapt, firea pământească de care vorbeam la început. Vreau să mă las de țigări și nu pot, vrei să te lași de nu știu ce și nu poți, dar ești copilul lui Dumnezeu. Oare? Cum se ajunge la neveghere? Printr-un stil de viață lumesc? Prin lipsa vegherii și a rugăciunii? Prin legalism și formalism? Prin materialism? Vă aduceți aminte că Pavel spune iubirea de bani, nu banii, iubirea de bani, atitudinea mea față de bani este rădăcina la toate relele. Lipsa disciplinelor spirituale, postul, rugăciunea, partea Domnului, venirea la biserică, citirea Bibliei și multe altele. Am ajuns la Roman, capitolul 7, versetul 25, adică un verset biblic puțin înaintea textului pe care l-am citit eu. Și aceasta este experiența lui Pavel. Aproape că nu-ți vine să crezi că apostolul Pavel a scris acest verset. Citiți-l. Cu mintea slujesc legii lui Dumnezeu, însă cu viața slujesc păcatului. Adică omul acesta cunoaște Biblia, dar nu o trăiește. Știți ce se spune despre preoți? E așa a ajuns un proverb. Fă ce zice popa, dar nu fă ce face popa. Că popa zice, dar nu face. De ce zice? Pentru că știe. De ce nu face? Pentru că nu poate. E ușor să zici, relativ ușor. E greu să faci, pentru unii imposibil. Poate un om muritor să se abțină de la păcat? Părerea mea personală este nu. Dacă el singur încearcă să se abțină. Dar dacă el e un om născut din nou, Duhul lui Dumnezeu locuiește în el și Cuvântul lui Dumnezeu locuiește în el, atunci prin puterea lui Dumnezeu, vorba lui Pavel, pototul în Hristos care mă întărește, el se poate abține de la păcat. În concluzie, prin puterea lui Dumnezeu, prin prietenie, prin parteneriat cu Dumnezeu, un om poate să fie sfânt. Dar singur omul nu poate să fie sfânt. Mintea, rațiunea slujește legii lui Dumnezeu. Firea pământească slujește legii păcatului. Practica vieții spirituale nu se ridică la nivelul teologiei. Aceasta este o tristă realitate în inimile multor creștini care vin la biserică și știu ce spune Biblia. Ei știu, dar nu fac. Apropo, cum rămâne cu partea Domnului? Asta e din Vechiul Testament sau din Noul? Să nu-mi spuneți nimic, numai gândiți-vă. Scopul meu este să declanșez un proces de gândire, de discernământ, de judecată. Fraților, cum ne permitem noi să spunem că asta e din Vechiul Testament ca și cum Vechiul Testament n-ar fi bun?
Eu n-am știut până acum că Vechiul Testament nu-i bun. Cum? Vechiul Testament nu-i Biblie? Nu-i Biblie Vechiul Testament? Dar cum nu-i Biblie? Bineînțeles că e Biblie, dar atunci de ce spune că prima jumătate a Bibliei nu-i bună? Oameni buni, toată Scriptura a fost dată de Dumnezeu. Toată Scriptura e de folos. Să nu mai, măcar să nu mai spunem așa, să spunem altfel, că asta prea ne dă gol. Și asta e din Vechiul Testament. Mă, oameni buni, Vechiul Testament e Scriptură. Că de acolo ne binecuvântăm copiii, de acolo predicăm, de acolo textul acela din Numeri îl tot spunem la binecuvântare din Nou Vechiul Testament. Atunci când vorbim despre căldicel prin neveghere, trebuie să spunem că există posibilitatea și aici prin pocăință, ca și în primul pas, în primul segment, de la facere, păcat, cădere, tot la fel, de la mântuire, neveghere, căldicel, prin pocăință, întotdeauna pocăința e soluția, omul din nou se poate reabilita și ajunge la sfințenie, la sanctificare. Adică o sfințenie pe care o trăiește el cu ajutorul lui Dumnezeu, nu o sfințenie pe care a primit-o de la Dumnezeu lucrată prin Iisus Hristos. Asta înseamnă că elimină puterea păcatului. Maturizare înseamnă să te disciplinezi, să te corectezi și să elimini puterea păcatului. Spre exemplu, dacă ai probleme cu țigările, să elimini puterea aceasta care te robește și te face dependent de țigări. Vrei să-mi spui că Dumnezeu nu are putere ca să te scoată din închisoarea aceasta? Ba da, El poate. Orice păcat care ne domină pe noi și pe care încercăm să-l ascundem de soție, de soț sau de pastor, de biserică, orice păcat, absolut orice păcat, noi putem ieși de sub autoritatea Lui și putem fi liberi, dar numai prin puterea Lui Dumnezeu, care ar trebui să lucreze în noi sfințirea, purificarea, sanctificarea. Uitați-vă la asta. Priviți omul acela mântuit? Omul acela mântuit poate să meargă spre sfințenie sau poate să meargă spre căldicel. Ați văzut în adunare ambele categorii de oameni? Se mântuiește și nu se sfințește. E capitalul Dumnezeu, spunem noi în limba română. Dacă îl pui la rană, se vindecă. Domnul ăla nu se supără, ăla are întotdeauna bani, ăla are întotdeauna timp, ăla întotdeauna știe să spună iartă-mă, am greșit, îmi pare rău. Ăla întotdeauna dacă îi spui iartă-mă, spune te iert frate că și eu și mie mi se întâmplă. E un om disponibil, e un om sfânt, poartă chipul lui Dumnezeu în el, îți e drag să stai lângă el, e frumos la suflet, e un om dulce, relația cu el e constructivă, te inspiră, dar sunt oameni foarte greu de suportat. Complicați, nu-i mulțumești niciodată. Dacă o iei pe aici, nu-i bine, dacă o iei pe dincolo, iar nu-i bine. Sunt oameni foarte complicați. Cum ai dau-o, tot se supără. Orice ai face, tot acolo ajungi. Oameni acri, oameni complicați. E adevărat că și cu ei trebuie să trăim în pace, numai că prețul de a trăi cu ei în pace este mare. Plătești $1,000 pe o pâine. În mod normal nu trebuie să coste atât. Oamenii sunt de multe feluri. Noi nu-i putem selecta. Nu putem să ne facem o biserică eliminând oamenii complicați. Pentru că uneori fiecare este complicat. Ei, trecând dincolo de ideea aceasta, aș vrea să pun o întrebare în încheiere. S-a dus timpul meu. Aș vrea să pun o întrebare la care o să încerc să răspund în câteva clipe. Măcar că expresia câteva clipe e doar o expresie. Fiecare dintre noi suntem foarte bine intenționați. Care dintre noi se trezește mâine dimineață și se gândește cum să păcătuiască, să le enerveze pe Dumnezeu? Nimeni nu gândește în termenii ăștia. Noi toți ne rugăm când ne trezim și spunem, Doamne, ai milă de noi, ajută-ne să nu mai păcătuim și dă-ne putere și încercăm să ne luptăm. Trebuie să acceptăm că totuși, în timpul zilei, la unii mai mult, la alții mai puțin, la unii în fiecare zi, la alții într-o anumită zi,
din nou cad în păcat. Ei, în seara asta, stând înaintea lui Dumnezeu, ne întrebăm, unde este sfințenia aceea unde se trăiește în puritate? Este posibilă? Dacă da, cum? Cine nu și-ar dori o astfel de viață spirituală? Gândiți-vă doar la următoarele metode pe care aș vrea să vi le propun pentru meditație. Biblia vorbește despre metoda hrănirii. Fratele Chris vorbea mai devreme despre hrănire, despre nevoia de a mânca, despre senzația de foame, care este o chemare la să mănânci, ca să nu uiți. Ei, mi-aduc aminte de o întâmplare care spunea că un om a vrut să facă bani muncind pe ușor și a cumpărat doi câini, aceeași rasă, de aceeași vârstă, erau identici cu o singură diferență. Unul era de culoare albă, unul de culoare neagră. Și el mergea în piața orașului și făcea pariu cu oamenii și el spunea de la o duminică la alta că învinge un alt câine pe celălalt și întotdeauna învingea câinele care spunea el. Și oamenii s-au mirat, de unde știe el când învinge negru, când învinge alb? Dar cum e posibil? Și până la urmă l-au rugat să-i spună secretul și el a zis așa: am o săptămână la dispoziție să-l hrănesc bine pe cel ce spun eu că învinge și să-l înfometez la maxim pe cel care ziceți voi că învinge. Și sigur că după o săptămână de post nu-ți mai arde de bătaie, iar dacă ți-arde de bătaie, pierzi. Uite ce spune ideea aceasta, hrănește. Ideea aceasta spune următoarele: oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, pentru că e un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Biblia spune următorul lucru: hrănește omul duhovnicesc, omul nou din tine, hrănește-l. Cu ce se hrănește el? El se hrănește cu felul 1, cu felul 2, cu felul 3, ca și în viața biologică. Se hrănește cu rugăciune, se hrănește cu Biblie, citirea Bibliei, se hrănește cu post. Dacă un om nu face asta în fiecare zi, excepție făcând postul, că nu cred că postește în fiecare zi, atunci el puțin câte puțin își va slăbi sistemul imunitar, va slăbi fizic, va începe să piardă din greutate, din putere, nu se va mai putea concentra și pur și simplu va începe să moară câte puțin până când moare de tot. Ce se întâmplă dacă nu dormi și dacă nu mănânci? Poți să nu dormi o noapte sau două, sau poți să ai o perioadă de o săptămână, o lună când nu prea dormi, dar nu poți să o ții așa toată viața. Că nu ne-a creat Dumnezeu să funcționăm în sistemul ăsta. Ce se întâmplă când nu te rogi? Dar vii la biserică, dar numai de asta ești bun. Ce se întâmplă când nu citești Biblia? Vii la biserică, dar numai de asta ești bun, dar în viața personală ești un faliment. Dar nu se vede, dar dumneata știi asta. Ce se întâmplă când nu postești? Puteți să credeți că sunt oameni care nu postesc de obicei? Nu postesc. Dar cum e posibil să fii credincios fără să postești? Păi cum îl înfrânezi pe Adam? Cum înfrânezi armăsarul ăsta care are 1000 de cai putere? Cum îl înfrânezi? Dacă nu schimbi plăcuțele de frână după ce s-au tocit, cum mai oprești mașina? Cum? Fraților, adevărul este că trebuie să hrănim omul duhovnicesc și să înfometăm omul firesc, dar la modă, credeți-mă că nu e așa, ci e invers. Hrănim omul firesc, mâncare cât cuprinde, somn, distracție și divertisment, muzică cu chiuituri și tot felul de obiceiuri lumești, iar rugăciune, post și Biblie la biserică, duminica. Și noi avem pretenția să fim ca Pavel și certăm comitetul și pastorul că nu-i bun de nimic. Păi mă, fraților, vreți să meargă cu noi acasă și să ne spună seara, pune-te lângă pat și te roagă? Vreți să ne facă nou program de post? N-ar trebui să ne-l facem singuri. Cine ne oprește pe noi să ne rugăm în odăiță? Pastorul? Comitetul? Cine ne oprește pe noi să citim Biblia în fiecare zi? Cine? De ce nu o citim? De ce nu ne rugăm? De ce nu postim? Mă gândesc că cei mai mulți dintre noi facem asta. Fraților, dacă nu vom hrăni omul duhovnicesc și nu-l vom înfometa pe omul firesc, îi vom da să mănânce lucruri nepermise. Păi cumpărați-vă un film. Un film care are o secretară care se culcă cu șeful, un film care are doi care se bat și se umplu de sânge până peste cap, un film unde tot timpul trebuie să pună pauze că-s cuvinte pe care nu ni le putem permite să le audem, după filmul acela hai să ne rugăm.
Te poți ruga? Crezi că o să ai filme cu Iisus după film? Crezi că o să ai vise cu Iisus după filmul ăsta? Eu te asigur că nu. Pentru că ceea ce mănânci te influențează. Dacă mănânci un cârnat stricat, te doare burta o săptămână. Dar dacă mănânci prostii în viața spirituală, pur și simplu nu mai ești bun, nu te mai cercetează Duhul lui Dumnezeu, nu mai simți prezența lui Dumnezeu, nu te mai sensibilizează predica. Știi care este semnul că te îndepărtezi de Dumnezeu? Începi să găsești defecte la toți, pastorul a început să nu mai predice bine, corul nu mai merge bine, nu știu ce se întâmplă cu Dan, cu Laura și cu corul și cu orchestra că nu mai merge bine, nu știu ce se întâmplă cu crinișor că nu mai predică bine, nu știu ce se întâmplă cu ușierii că ăștia nu ne mai salută, nu ne mai deschid ușa, nu știu ce se întâmplă cu casierul, ori de câte ori mă duc la casierii ăsta numai acolo. Domnul, la toți bagă de vină, mă, oameni buni, ăsta e un semn. Știi ce se întâmplă când se aprinde becul la roșu la bord, care are pe el ceșcuța aia din care picură ăla de ulei? Știi ce se întâmplă? Asta înseamnă că pompa aia care ungea motorul ca să nu se frece, să nu scârție, s-a stricat, trebuie să oprești imediat. Ăla e un semnal care te avertizează, e un semnal de avertizare. E, omul când începe să se îndepărteze de Dumnezeu, se crede deștept. Își pierde umilința și smerenia și începe să bage de vină la toți. Soluția e următoarea. Analizează-ți viața și înfometează omul firesc. Lasă-o, pur și simplu, lasă la o parte lucrurile care alimentează firea. Gândește ce lucruri din viața dumitale alimentează firea pământească. Ce? Televizorul? Păi dacă te uiți 3 ore la el, e normal că nu-i bine. Eu nu zic să nu te uiți, nu hotărăsc eu dacă te uiți sau nu te uiți, dar 3 ore, mă, omule? Dar de unde ai atâta timp? Că unii nu mai au timp să doarmă. Să stai 3 ore la televizor? Dar cât timp te rogi? Dacă te-ai rugat 3 ore, probabil că un pic ar fi bine. N-aș vrea să devin critic. Eu sunt fratele dumneavoastră. Nu vreau să devin negativist. Nu vă suspectez de lipsă de spiritualitate. Dar vreau numai să vă spun că în generația noastră strigând după semne și minuni, vreți să-mi răspundeți la o întrebare? Cine vreți să le facă? Cine? Oamenii aia care le fac înfometează firea pământească și hrănesc omul duhovnicesc. Fraților, putem să învățăm cântări. Nu mă înțelegeți greșit. Nu minimalizez importanța unor cântări sau a predicii sau a slujbelor din casa lui Dumnezeu. Dar cel mai greu de făcut este sfințenia. Toate celelalte sunt ușoare de făcut. Vă chem în această seară să vă gândiți în dreptul dumneavoastră. De la 1 la 10. În taina inimii. Unde suntem cu sfințenia? Gurița, inimioara, gusturile, dorințele neînfrânate și toate instinctele astea primare care ne cheamă, asta e ultima și gata. Las-o baltă, ultima a fost ieri. A doua metodă pe care Scriptura o prezintă este metoda îngrădirii. Aici vreau să pun în evidență diferența dintre temperament și caracter. Temperamentul nu se schimbă niciodată. Sunt mulți predicatori care predică că temperamentul se schimbe. Eu le sugerez respectos să se mai gândească la acest punct de vedere. Temperamentul este structura sistemului nervos, este geneticul care nu se schimbă nici dacă te naști din nou, nici dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, nici dacă ești ordinat motropop. Nu se schimbă culoarea ochiului când te pocăiești. Nu ți se schimbă geneticul când te naști din nou. Aia e viteza de reacție a sistemului nervos. Ăsta ești tu, din interior, structural. Asta nu se schimbă. Ce se schimbă e dobânditul, caracterul. Suma obiceiurilor pe care ți le formezi. Poți să ai obiceiul să fumezi sau să nu mai fumezi. Poți să ai obiceiul să înjuri sau să te înfrânezi. Asta se schimbă, se modelează. Caracterul da, dar temperamentul nu. Ei, când vorbesc despre metoda îngrădirii, vorbesc despre următorul lucru. Uitați-vă puțin aici. Ce vedeți? Vedeți un leu. Este îngrădit? Da. De ce? De o plasă, de sârmă. Ce credeți? Am curaj să mă apropii de el? Evident, pe partea cealaltă a sârmei. Am curaj să mă apropii de el? Da. Dar de ce am curaj să mă apropii de el? Pentru că între mine și el este o îngrăditură. Și el nu poate să treacă de îngrăditură. Dar uitați-vă acum la o altă imagine. Tot un leu. Singura diferență e că lipsește plasa.
Acum nu mai e îngrădit. Și când nu mai e îngrădit, animalul e animal. N-are minte, are doar foame. Și când e foame și te-a prins, animalul își rezolvă problema. Ce am vrut să spun este următorul lucru. Leul acesta este firea pământească. Plasa aceea este caracterul. În momentul în care un creștin se disciplinează, el își construiește un caracter puternic. Își construiește caracterul să nu mai mintă. Și când temperamental îi vine să mintă să scape, caracterul îngrădește temperamentul și când temperamentul vrea să propună o sugestie, hai să mint să scap, temperamentul îi dă peste gură. Caracterul îi dă peste gură și spune asta nu-i soluție, asta a fost. Și nu-l lasă. Dacă caracterul nu ți îngrădește temperamentul, în ciuda faptului că sunt patru temperamente, coleric, sangvinic, flegmatic și melancolic, ele sunt diferite, fiecare temperament are beteșugurile lui, are defectele lui. Însă caracterul întotdeauna este același. Caracterul care înseamnă Galateni 5:22, caracterul spiritual. Și roada Duhului din potrivă este, începe cu dragostea și termină cu înfrânarea poftelor. Fraților, dacă noi nu avem roada Duhului în noi ca să îngrădească omenescul, să îngrădească carnea, să îngrădească firea pământească, pe fratele păstor îl lingușesc în față și îl brâfesc în spate. Ați auzit de propunerea asta? Ați auzit, nu? La biserică îmi pun Biblia sub țoară, dar acasă, zmeu. Ați auzit de treaba asta? Ați auzit. Fraților, și putem să dăm exemple cu grămada. Așa, ipocrizia nu e la oamenii din lume, ipocrizia e la oamenii de la biserică. Pentru că oamenii de la biserică au un gard de sărit. Oamenii din lume n-au nicio problemă. Dacă vor să fumeze, fumează. Pentru ei păcatul nu există. Pentru noi există interdicție. Ei n-au interdicții. Și pentru că nu putem să le împlinim pe toate, ne prefacem că le împlinim și aia se numește ipocrizie. Frați dragi, hrăniți omul dinăuntru și înfometați-l pe cel din afară. Asta e prima soluție propusă de Biblie. 2. Construiți-vă prin discipline spirituale un caracter cu care îngrădim carnea. Firea pământească. Și când carnea vrea să se manifeste carnal, păcătos, firește, caracterul spune, eu nu mai îmi permit acum să mai mă comport așa. Ce spune Biblia? Când eram copil, gândeam ca un copil. Acum că m-am făcut mare, gândesc ca un om mare. Asta este ultimul gând pe care îl prezint și închei. Metoda înlocuirii. Am citit în seara aceasta din Romani, în capitolul 8, Pavel spunea, recitesc, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Observați că aici sunt două legi, legea păcatului și legea Duhului de viață. Scumpii mei, noi toți tratăm păcatul ca pe un obicei pe care îl putem desfința. Dar păcatul nu e un obicei, păcatul e o lege care creează obiceiuri. Păcatul este o autoritate, păcatul e o domnie, păcatul este o forță, păcatul e o mare putere. Ingineri, arhitecți, oameni foarte deștepți sunt robiți de păcate într-o manieră ieșită din comun. Oameni deștepți, oameni cu carte, oameni bogați, oameni puternici sunt robiți și exact cum un dresor îl dresează pe un cățeluș sau pe un delfin sau pe o maimuțică cu o bucățică de zahăr. Așa îl dresează păcatul pe om și îl robește. Fraților, păcatul este o lege și de legea asta nu scapă niciun om. Singur. Biblia spune următorul lucru. Numai legea Duhului de viață poate să-l scape pe om de sub legea păcatului și a morții. Și întotdeauna, probabil că i-am plictisit pe frații de la biserică, de unde eu vin, de unde noi venim, că mereu le dau exemplul acesta cu legea gravitației. Obiectul acesta, oricât de ușor ar fi, este atras de forța gravitației spre centrul Pământului. Eu, singur ca individ, îi spun legii gravitației, tu nu-l mai atragi pentru că eu îl țin și îmi pun mintea cu legea gravitației, încercând să îi dovedesc că ea nu mai poate să atragă corpul acesta. Dar cât timp nu mai poate să atragă? Într-o oră mâna mea va obosi și pur și simplu, până la urmă, legea gravitației va învinge. Pot să mă odihnesc și să încerc din nou, dar poate cineva o viață să țină așa? Nu. Dar ce părere aveți dacă pun o altă lege să o anuleze pe prima?
Mai poate acum legea gravitației să mai tragă acest obiect spre centrul Pământului? Niciodată, și peste 1000 de ani tot aici îl găsești. Pentru că legea corpurilor suspendate învinge legea gravitației. Uite ce spune Pavel aici. Tu singur nu te poți lupta cu păcatul. Poți să înveți carte câtă vrei, poți să primești poziții, poți să fii ordinat în biserică. Dacă Duhul Sfânt nu-ți umple inima și nu rodește înfrânarea poftelor în tine, dacă Duhul Sfânt nu te eliberează de legea păcatului, atunci vei avea o viață ascunsă, vei fi dependent de multe lucruri și nimeni nu va ști că de fapt tu ești un falimentar în viața ta. Vei veni la biserică strălucitor și toți oamenii vor crede că ești un credincios autentic, dar nimeni în afară de Dumnezeu nu va ști care sunt adevăratele probleme în viața personală sau poate chiar în familie. Frați dragi, îmi cer scuze pentru că am trecut peste timp, e un semn de impolitețe din partea mea. Am vrut să închei repede, cât am putut de repede, gândurile acestea care mi se par importante și în concluzie le spun din nou. E ușor să devii membru unei biserici evanghelice. Te pocăiești, crezi, faci botezul și ești aici. Dar eu am o întrebare, ce se întâmplă după? Dacă nu te maturizezi, dacă nu te disciplinezi, dacă nu-ți construiești un caracter, dacă nu investești în tine, dacă nu te crești pe tine, dacă nu te umpli de Duhul Sfânt, dacă lași firea să te conducă și întotdeauna spui, a, păi ce să faci, așa sunt eu, când mă enervează, îi mai dau cu o palmă. Sau cine știe ce altă reacție, vei îmbătrâni și marea problemă că e la bătrânețe și defectele și calitățile se amplifică. Și defectele care reușeai să le ascunzi la tinerețe, la bătrânețe devin dominante și nu le mai poți ascunde. Și toată lumea te cunoaște prin prisma defectelor pe care ai. Sunteți la o vârstă extraordinară când vă puteți disciplina și vă puteți construi caracterul în așa fel încât să înconjurați temperamentul și să nu se mai vadă decât Hristos în voi. Să fiți niște purtători ai chipului lui Dumnezeu, să fiți niște creștini autentici, să fiți niște oameni credincioși în adevăr, să fiți plini de Duhul Sfânt. Să vă puteți manifesta sfințenia. Nu niște credincioși flecari, miștocari și batjocoritori, care la biserică sunt una și acasă sunt alta. Scump credincioși, am vrut să vă spun în această seară lucrurile acestea, pentru că eu astăzi consider că este cea mai mare problemă a credincioșilor din bisericile evanghelice. Și vă chem să ne rugăm. Fiecare dintre noi ne cunoaștem viața, știm cu ce ne luptăm, care ne sunt frământările, unde eșuăm, unde ne sunt slăbiciunile, unde nu reușim în păcatele de comitere și de omitere. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu, să considerăm că El este aici, că El a venit să ne binecuvinteze, să ne ierte, să ne ofere o a doua șansă și să ne crească. Pentru că în cer nimic întinat, nimic spurcat, nimic murdar, nimic zbârcit nu poate intra. De aceea, gândiți-vă la lucrurile acestea, că e vorba despre sufletul fiecăruia dintre noi. Să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului împreună.